Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre decizia Curții Europene a Drepturilor Omului anunțată ieri. Ce a zis? O decizie care înseamnă că România va trebui să adopte într-un viitor rezonabil legislație prin care să recunoască și să protejeze drepturile cuplurilor de același sex. Deci, Zaf și Luca, o să aveți și voi protecție dacă... Că putem fi în orice combinație. Stai că... În caz că ne hotărâm. Da, am vrut să-l fac atent pe Luca. Luca era pe tablete, se uita după mesajele voastre. Mesaje cu... Și ăla a fost un moment în care i-a căzut falca. Da, nu, serios, serios. Știrile s-au ocupat pe subiect de larg. Pe larg, pardon, vă explic pe subiect de larg. S-au ocupat de subiect pe larg. Da, uite, vezi, dacă începem pe râs. Subiectul e foarte serios. Da, nu o să dau totoșirea, vă explic doar ce înseamnă și de la ce a pornit povestea asta. În urmă cu 4 ani, un cuplu gay din țara noastră, e cazul Buhuceanu Ciobotaru, așa îi spune, numele celor doi băieți care sunt în cuplu, în familie, de fapt, a dat statul român în judecată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, acuzând discriminările la care erau și sunt în continuare supuși. Și după aceea alte 20 de familii formate din persoane de același sex li s-au alăturat ulterior. Sau, dacă vreți, cupluri, da? Oameni care trăiesc împreună de o mulțime de vreme, uh-huh. Ei se consideră familii, în fața legii nu sunt familii. Nu sunt recunoscuți. Da. Bun, care e problema? De exemplu, și potrivit legilor în vigoare în țara noastră, acum, partenerii dintr-un cuplu necăsătorit nu sunt recunoscuți ca atare într-o mulțime de situații. Nu sunt recunoscuți la spital, ca fiind aparținători. Adică nu pot sta unul lângă celălalt, de exemplu, la medic sau în spital, nu pot decide pentru celălalt în cazuri de forță majoră. Când unul nu-și poate da consimțământul pentru o procedură medicală, o intervenție chirurgicală crucială, de exemplu. Nu pot ridica de la morgă corpul partenerului în caz de deces. Nu pot obține certificatul de deces al partenerului și nici ajutorul de mormântare. Nu se pot moșteni unul pe celălalt. Nu pot fi coasigurați pe contractul de asigurări de sănătate, plus alte limitări de acest gen. Care sunt... Bă, sunt omenești, sunt de înțeles. Adică, serios, nu poți să nu înțelegi lucrurile astea. În fine, prevederile acestea sunt valabile indiferent de sexul partenerilor din cuplul respectiv. Da, dacă o femeie și un bărbat se pot căsători legal ca să depășească aceste limitări, un cuplu de același sex nu are această posibilitate, deoarece căsătoria între persoane de același sex nu este permisă legal în România. Și de aici... discriminarea pe rațiuni de sex, de orientare sexuală. Se pune logic întrebarea, de ce ar avea statul dreptul să decidă cine poate să aibă grijă de tine la spital doar pe baza sexului persoanei implicate? Că asta este discriminarea, asta acuză acești oameni. Chestiunea se putea rezolva relativ ușor prin adoptarea unei legi a parteneriatului civil, care ar fi reglementat din multe puncte de vedere situația tuturor cuplurilor care trăiesc împreună, indiferent de sexul acestora. Adică noi știm foarte bine că în societatea noastră sunt foarte multe cupluri heterosexuale, adică bărbați și femeie, nu? Care trăiesc de ani de zile împreună, întemeiază de facto familii, au copii și împart cheltuielile, fac achiziții comune, fără să fie și căsătorite formal la starea civilă. Vezi că în așa numitul concubinaj, termen pe care l-am mai auzit de mult într-o vreme, dacă vă aduceți aminte, era foarte uzitat. Da. Miliția îl folosea de multe ori. Concubina acestuia, și s-a mai... deplasându-se. S-a perpetuat un timp și, mă rog, unele cupluri la un moment dat decid să se căsătorească, să formalizeze în... relația lor, altele nu trăiesc așa toată viața, mă rog, în fine. O lege a parteneriatului civil ar fi dat anumite drepturi și recunoașterea acestor cupluri, indiferent de sex. Și ar fi evitat probabil procesul de la CEDO, doar că subiectul este evident sensibil. Țineți minte că s-a organizat și un referendum la un moment dat pentru schimbarea Constituției. Coaliția pentru Familie, acum câțiva ani, a organizat un strâns semnături și a... Și a picat că nu s-au... Da, nu s-a întrunit numărul de votanți. A fost o participare foarte, foarte redusă. Lumea n-a fost interesantă. Cu toate astea, politicienii consideră că subiectul este de sensibil, încât au evitat orice legiferare în subiectul ăsta. Au preferat să rămână pe o poziție mai simplă și mai simplistă. Aș zice, a negării acestei chestiuni. Uneori chiar și cu mult scandal. O să vă mai spun acum că și decizia CEDO nu este finală. Mai poate fi atacată în termen de 3 luni, cred, dar e foarte puțin probabil să se mai schimbe ceva potrivit cutumelor judiciare. Asta din ce am citit și eu.
Acum aș vrea să sondăm nițel opinia voastră, ascultătorii Europa FM. Întrebarea este dacă o astfel de schimbare în legislație vă afectează, vă deranjează cumva, vi se pare normală sau vi se pare scandaloasă. Ce credeți de faptul că statul român va fi obligat, practic, să legalizeze cumva fie căsătoria între persoane de același sex, fie să adopte pachete legislative extrem de detaliate și cuprinzătoare, care să definească ce înseamnă parteneriatul civil, indiferent de sexul celor din aceste parteneriate. Dacă credeți că este un semn de normalitate, dacă credeți că este bine, dacă vi se pare că este o aberație, mă interesează opinia voastră. Sigur, cineva ar putea spune că mai există și varianta în care statul român să ne socotească decizia CEDO și pur și simplu să nu schimbe nimic și să ignore ce au decis judecătorii pentru drepturile omului europeni. E, nu merge așa, pentru că în principiu, adică dacă ne socotești o decizie a CEDO, nu mai ești stat de drept. Mă refer la o țară care este în această convenție, iar în Uniunea Europeană nu poți fi membru, nu poți face parte din Uniunea Europeană decât dacă respecti criteriile obligatorii pentru a fi stat de drept. Iar respectarea deciziilor CEDO este un criteriu nenegociabil. Deci dacă România alege să ne socotească hotărârea CEDO, este ca și cum ar alege să fie exclusă din comunitatea statelor de drept. Să devină un stat în care nu sunt respectate drepturile omului. Opinia voastră despre, ca să o pun mai simplu, despre legalizarea căsătoriei între persoane de același sex în România. Credeți că trebuie făcută repede? Credeți că nu trebuie făcută niciodată? Credeți că vă va schimba cumva viața? Vă va afecta cumva? Da sau nu? 0372-069-599, telefoanele voastre imediat vă aștept. E interes mare pe subiectul de astăzi. Da, centrala plină, evident. Despre hotărârea CEDO care obligă România să adopte legislație care să elimine discriminarea în fața legii a persoanelor care trăiesc în cuplu și au același sex. 0372-069-599, mă rog, nu știu de ce mai zic numărul de telefon, că centrala e plină, dar asta e. Hai. Marius, bună dimineața! Bună dimineața, Marius! Opinia ta. Bună dimineața. Da, te rog. Am crezut că până acum câteva zile chiar nu mă interesează și nu am nicio fel de problemă, indiferent de situație. Doar că am început să apară tot felul de filmulețe de ce se întâmplă pe afară, special în America, și ușor-ușor văd că vine în Europa. Au luat chestia asta de bună, acum foarte mulți ani probabil afară, și au început acum un curent transgender care se pare destul de periculos din ce punct de vedere. Li se permite bărbaților să participe în competițiile sportive de femei. Au distrus recorduri la haltere, la not, la se identifică, nu știu cum, they, them, nu mai există identitate de gen. Sunt gender fluid, am înțeles că există mai nou această exprimare. Ăsta este drumul pe care se apucă. Okay. Bărbați care... Doar. Dar știi că acum vorbim, adică sunt chestiuni diferite. Absolut, recunoaște de parteneriatului de civil sau căsătoria între persoane de același sex și chestiunea transgender, participarea transgender în competiții sportive, asta e un subiect... De aici s-a pornit. Nu sunt absolut deloc diferite din punctul meu de vedere. Okay. Este același subiect sub o altă formă. Nu am o problemă ce face fiecare la el în casă, nu mă interesează, nu m-a interesat niciodată. Dar dacă ajungem la chestiunea asta și predare în școli către copiii noștri, interesați-vă puțin să vedeți unde s-a ajuns în Statele Unite și da. O să vedeți. E un drum foarte lung, adică pasul sau situația în care suntem, numai o secundă, mereu. Situația în care suntem acum este asta, că două persoane care trăiesc împreună fără să fie căsătorite, nu se pot ajuta unele pe celelalte atunci când sau una pe cealaltă atunci când una este în comă. Adică de aici până la transgender, la competiții sportive, e cale lungă, să le luăm pe rând, nu? Te duci la notar și faci o hârtie. Cum eu am fost împuternicit de către tatăl meu acum mulți ani să-l pot reprezenta, indiferent de situație, spital, primărie, poliție și așa mai departe, poți să te duci la notariat să faci o astfel de împuternicire, cu care poți să mergi cu ea peste tot și este recunoscută de toate entitățile statului. Ok. Mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim, Marius. Diana, bună dimineața. Bonjour, bună dimineața, Diana, te rog. Bună dimineața din nou. Bună, Diana. Sunt total împotriva acestei legi adoptări.
de aici și până la a distruge valorile morale ale societății noastre ortodox creștine este foarte, foarte puțin, linia este foarte subțire. Da. Și de ceea ce mă tem foarte tare este că în momentul în care va fi adoptată această lege, aceste cupluri, nu am nimic cu ei, să trăiască cât vor, cum vor, combinați și între ei, luați câte patru, e fix problema lor. Problema este adoptării copiilor, faptul că vor avea dreptul să adopte copii, copii care, după părerea mea, într-un cuplu în care amândoi sunt de același sex, întrebarea mea este acel copilaș, cui spune mama și cui spune tata? Sau, într-adevăr, se dorește această orientare și direcție spre situația în care copiii voștri nu o să vă mai spună mama și tata, ci vă vor spune părinte 1 și 2. Din punctul meu de vedere, este total împotriva a ceea ce noi numim valori morale și cu care am fost crescuți, iar la rândul nostru, cei care am apucat deja, am crescut copiii. Mie îmi spun Luca, știți că există, copiii, da. Există unul sau doi. O expresie? Bun, am înțeles. Deci până acum avem două telefoane în care cei doi interlocutori se tem de ce s-ar putea întâmpla la un moment dat într-un viitor nedefinit. Pornind de la o acțiune legală, da, o constatare a judecătorilor pentru drepturile omului, că persoanele care au, care trăiesc în cuplu și au același sex, ar trebui să aibă, din anumite puncte de vedere, aceleași drepturi ca și celelalte. Că statul, nu e vorba de statul român, în general, statul nu poate discrimina pe bază de sex. Uh-huh. Eu zic, încă o dată, cu tot respectul pentru toate opiniile voastre, știu că e un subiect sensibil. Să o luăm pe rând, adică, serios, până la transgender și adopție de copii în cupluri homosexuale, mai e cale foarte lungă, alea sunt lei speciale. Hai să vedem cum se văd și din cealaltă parte lucrurile. Am primit mesajul unei membre a comunității LGBT, al Florinei, care urmează să se căsătorească cu prietena ei în Austria. Okay. Pentru că încă nu este recunoscută această căsătorie în România. Și ea zice, îl consider un pas înainte spre normalitate, dar în același timp presimt că România o să găsească o cale de a ocoli această decizie, pentru că aleșilor le place să dea bine în ochii publicului majoritar. Prevăd că maximum România, în urma acestei decizii, o să recunoască aceste căsătorii parteneriate civile, dar nu o să le oficieze. Dacă am ajunge în cazul fericit să fie și oficiate la noi în țară, o să fie foarte frumos să mergi ca și cuplu LGBT să te căsătorești într-o țară în care declarațiile online se depun la ghișeul 2. În viziunea mea o să fim întâmpinați cu repulsie și o să ne fie oficiată căsătoria cu repulsie. Dar e doar o opinie personală, sper că o să descoper în viitor că am fost pesimistă. Elena, mai avem puțin timp. Bună dimineața! Bună dimineața, Elena! Bună dimineața! Eu sunt total împotriva celor care au vorbit înainte. Mi se pare o normalitate să adoptăm asemenea legi, să nu uităm că homosexualitatea a existat dintotdeauna la toate mamifere. Trebuie să recunoaștem aceste drepturi. Mi se pare ceva normal. Sunt perfect de acord cu mesajul scris pe care tocmai ce l-ați citit și consider că da, așa se va întâmpla. România va încerca să șunteze. Dar o să vedem. Eu nu cred că o să adopte nimic până după alegeri. E un cel mai probabil. Mulțumesc mult pentru telefon. Mulțumim. Hai să mai luăm. Câteva secunde mai avem. Alin, bună dimineața. Bună, Alin. Salut. Bună dimineața. Sunt total împotrivă. Este politica pașilor mărunți. Este o abominație. Homosexualitatea a fost în toate codurile civile, penale și religioase de 2000 de ani. Homosexualitatea a fost dezincriminată de către o Organizație Mondială a Sănătății în anul 2000, în urma unor presiuni mari, iar codul civil românesc prevede și faptul că poți fi împuternicit și faptul că poți fi moștenit. E o simplă hârtie, așa cum spunea un antevorbitor, e un lucru care poți să-l faci, dar politica aceasta a pașilor mărunți este ceea ce ni se impune, iar referendumul din 2018 a fost invalidat, nu legal, ci prin manipularea acelor liste supraumflate, unde figurează peste 18.000 de electori, ceea ce Am înțeles. Da, mulțumim foarte mult, nu mai avem timp așa cum am spus, dar un subiect sensibil, sunt convins că o să continue să ne preocupe. Nu cred că va fi adoptată legislație prea curând, în niciun caz într-un an electoral. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.